Deci pe când de -o, nu are de -o, nu am avut senzația că Diana dă un examen, nu știu, de la medicină, la ceva, nu știu, face vreo operație pe creier, la modul ăsta era de contestată. Dar mi-a plăcut de ea. Uite, astăzi, spre exemplu, a fost prima zi când a luat atitudine, frate, și a zis, și ce, învăț și eu acum, dacă vă deranjează, nu mă mai joc, adică chiar mi-a plăcut mult de tot atitudinea ei. Ea, Sabrina o contesta, să știți, că Sabrina a fost Cătălina îi spunea, dar lasă-mă că mimează bine, dar tu chiar mimezi bine față de cum era Sabrina. Hatice și Irina râdeau de cum mima Diana, dar nu a fost rău tăcease. Mie, sincer, mi s-a părut, Sabrina, că încercai așa să, să o facă, să se simtă prost, să o scoate în evidență, într-un mod negativ, nu cunoaște cuvântul, nu știe, nu... Și că te ne spune, lasă mă da, și tu când jucai la început de țipa Denisa la tine, cum era? Cred că dacă ar fi, ar fi fost într-un examen, ar fi fost mult mai ușor decât acest joc din seara aceasta, dar mi-a plăcut că a luat atitudinea. Și efectiv le-a răspuns, n-a mai tăcut ca de